YouTuber. Ce YouTuber? Spion tu ești! Mergi înainte! Las că știu eu ce filmai. Ți-ai pus camera pe frunte și filmai pe toți din jur. Eu doar filmam un vlog, cum mă dădeam cu Bobu pe pârtie. Aha, și spionai pe toți de pe pârtie. Și mai erai tu cu o fată spion, îmbrăcată cu o geacă roșie. Eram singur, doamne ofițer. Treci, spionule. Nu sunt eu spion. Sigur că e spion. Din start mi-ai părut tu suspect. Mereu filmați și fotografiați pe aici. Vă rog, eliberați-mă. Aha. Nici gând. E foarte frig aici la voi. Poate să-ți spun și un reșou? Chiar e rece aici la noi. Să-mi iau geaca. Acum e mai bine. Ușa-mi uitat să închid cu vloggerii ăștia. Doamna ofițer, închide ușa. Dar vă rog să mă eliberați după asta. Mă descurc și fără ajutorul spionilor. Abonații noștri, dar ia spion. O să stai acolo și fără video și fără abonați. Desigur că voi sta, n-am încotro. Și gândește-te bine la comportamentul tău. Vă imaginați, noi filmam cu Mircea video vloguri pentru voi, abonații, și nu știu de unde a apărut acest ofițer Chipsescu și l-a luat pe Mircea în închisoare adevărată. Și trebuie să fac ceva ca să-l ajut pe Mircea. Păcat că nu i-am prins pe ambii. Șeful mi-ar fi dat un premiu mai mare. Mă duc să raportez cazul la comisar. Am prins un spion extrem de periculos. Dar eu nu sunt spion, ci YouTube. Da-te acolo! Poate îmi vor da grad de colonel. Sau poate chiar și de general. Ce năpasta da peste mine, dragi abonați? Cum să scap de aici? Și gratii adevărate? Niciun geam nu am pe aici. Și nu vă știe când e ziua, când e noaptea. Pereții sunt din beton și sunt foarte reci. Vă scrie aici raportul, pe loc. Ce mult timp vă sta aici, doamnă ofițer? Vei sta aici cât va fi necesar. Rog să fiu premiată pentru capturarea unui vlog pus spion extrem de periculos. Hei, prieteni, veniți încoace! Bine că ofițerul nu mi-a luat telefonul. Acum voi suna la poliție și o să-i spun totul. Am găsit numărul de la poliție. Este apelul. Alo, viitorul general, ascultă. Pe mine m-a reținut ilegal. Ei zic că sunt spion, dar eu sunt YouTuber.
YouTuber zici? Eu aici am ocupații serioase și tu mă sustragi. Ce obraznic mai ești și telefonul ți-ai luat în celulă. Vreau să sun la poliție, iar tot peste acest ofițer am dat. Telefonul la mine. Nu, este al meu. Ce fel de telefon în celulă? La mine-mi zis. Obraznici mai sunt youtuberii ăștia. Acum ce mă fac fără telefon? Uite ce mai vine prin cap, să sune! Ai pierdeață, vei spăla toată celula! Ține și spală tot! Dar eu n-am făcut pe aici murdărie! Vrei să mai stai vreo 3 zile aici? Dar cum să iau? Stop, cheia! Să văd luna aici! Se spăl bine! Poate mă eliberează mai repede! Spală și nu pot lăfrăge atâta! Spăl, spăl! Scurge bine cârpa, nu fă baltă pe jos! Spionul! YouTube, nu spion! Mi-am luat haina de la vânătoarea de fantome și voi spune că sunt ofițer mami! Sper că seamănă cu o haină militară. Intrați! Bună ziua, sunt capitan Mami! Locotenent Ghipsescu, să trăiți! Am venit să verific ce se întâmplă în subdiviziunea dumneavoastră. Iată, recent am prins un spion deosebit de periculos. Bravo, bravo! E Mami! Luați loc! Mulțumesc! Și ce a făcut acest spion? Filma în locuri publice toți oamenii! Dar nu era singur, erau cu o doamnă! Cu o doamnă zici? Ce rău îmi pare că nu i-am prins pe Andy! Dar fața ta îmi pare cunoscută! Da, probabil ne-am văzut pe holuri, la volantă, la vreun ceai. Ofițer Mami? Da, ceva cunoscut îmi pare mie. Doamna ofițer, vă rog să stați aici și să vă uitați la reținut. Mă duc să las acest raport la comisar. Stați pe pace, am eu grijă de el. Fă ceva, să mă ajut să scap de aici. Eu aici am venit pregătită, fii pe pace! Unde-i cheia? Aici eram. Să fac un duplicat la cheie. Să reușesc cât mai rapid până nu vine ofițerul Ghirțescu, Ghirpescu, nu mai știu cum o cheamă. Așa. Este! Liniște acolo! Totul este bine aici! Da, într-adevăr, aveți un spion extrem de periculos. Luați loc! Eu mă grăbesc, deja mă las, sunt bucuroasă că v-am ajutat. O zi bună! La revedere! Da, da, eu! Totul va fi ok! Ce verde aici? Plastilină? Sau ce mai este și asta? Prieteni, ia priviți! M-am deghizat într-o bătrână! Sper că acest ofițer să nu mă recunoască! Tare mă tem de el! Dacă într-adevăr arăt ca o babă, te rog să lași un like, ca să știu și eu cum să procedez mai departe. Vreau să depun o cerere la dumneavoastră. Ce?
este. Ce cerere vrei să mai scrii? Mi-a pierdut pisica. Am un barăt. Unde-i poza ce să găsesc? Ia că este aici, pisicuța mea. Unde e? Ia priviți, Matilda mea. Nu-i. Asta-i pisica? Da, și ceva nu-ți place la pisica mea? Parcă e un leneac, dar nu pisica. Vreau să scriu repede cerere, să o căutați. Bătrânico, ia-ți poza și lasă-mă în pace, am multe cazuri mai importante. Ce? Și unde să o caut eu pe Matilda mea? Du-te acolo la poliție. Dă măcar să-l întreb pe băiatul și ăla dacă a văzut-o pe Matilda mea. Întreabă repede și du-te de aici. Măi băiețări, n-ai văzut-o pe Matilda mea? Mami, tu ești. Privește atent, nu o cunoști. Nu, n-am văzut-o niciodată. Păcat că nu ai văzut-o, dar dacă va trece pe aici să-mi spuneți. Numai decât vă va spune. Matilda mea. Of, pisică, dar nu pisică, balaur. Mi-e somn, să mă culc un pic. Ofițerul doarme, să încerc să fug de aici. Ce s-a auzit? Nimic, nimic, speram pe aici. Nu ne-a reușit planul nostru, ofițerul nu doarme strâns. Mircea nu poate să iasă. Trebuie să ne gândim la altceva. Nu doarme strâns. Am fost nevoită să caut niște haine de doctor să mă deghizez deja în sură medicală. Odată ce ofițerul nostru nu vrea să doarmă, am pregătit niște vitamine. Dar sunt somnifere. Dar până a intra la ofițer, vă rog să-mi scrieți în comentarii care personaj v-a plăcut cel mai mult pe care l-am jucat astăzi. De medic, de băbuță sau de ofițer? Eu plec! Bună ziua! Bună ziua! Avem ordin de la conducerea penitenciarului să verificăm starea de sănătate a celor mai prețioși angajați. Ah, celor mai prețioși! Eu verific, respirați, nu respirați. Respirați, nu respirați. Respirați, nu respirați. Respirați, nu respirați. Văleleu! Dar la dumneavoastră e grav! Văd că vă place dulcișorul și somnișorul vă place. Puneți injecție? De această dată scăpați de injecții, dar veți lua câteva vitamine. Chiar acum luați 3. Bine că fără injecții. Doamna doctor, pe mine nu mă verificați. Dumneata, nu ești angajatul nostru prețios. Ha, nu ești prețios! I-am dat somnifere ofițerului. Va adormi imediat, iar tu vei fugi. Rămâneți cu bine, să aveți sănătate. Mulțumesc frumos! Are grijă de noi, conducerea. Dacă suntem prețioși, încă nu doarme. Iar mi-e somn. Mami, trezește-te, ai venit. De ce așa de greu? I-ai dat puțin somnifer. Hai, dar să plecăm.